Pentru al doilea an consecutiv, Arsenal Malul joacă finala campionatului județean de fotbal. Tunarii s-au impus miercuri la Bolintin Deal în fața câștigătoarei seriei Nord, FC Singureni, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate în repriza secundă. Alin Damian a deschis scorul în minutul 51 cu un șut superb, specialitatea casei. Golgheterul Alex Jelescu stabilind scorul final în minutul 73. FC Singureni a evoluat aproximativ o jumătate de oră în inferioritate numerică după eliminarea mijlocașului Alexandru Frangu pentru cumul de cartonașe galbene. Daniel Stoian, capitanul și totodată antrenorul celor din Singureni, a declarat că diferența a făcut-o pregătirea fizică, un capitol la care câștigătoarea seriei Nord este deficitară din cauza lipsei antrenamentelor. Un meci de alergare. Nu cred că am reușit în viața în teren așa mare, așa că cel de la izvoarele e mai mare sau oricum prin apropiere, ca și dimensiuni. Cred că, în primul rând, asta a făcut diferența, pregătirea fizică și suprafața de joc foarte mare, chiar dacă ambele echipe așa pe același teren. Cei din Malul au fost clar superior fizic, au simțit mingea mai bine, au fost primii la minge, au putut să susțină acțiuni repetate, noi după o acțiune, două, trebuie să stăm la cutie să ne revenim și cam aici s-a jucat jocul. Bucuros pentru calificarea echipei sale, managerul Dan Rotaru a remarcat nivelul de joc foarte bun, unul care i-a mulțumit și pe cei aflați în tribune. Meciul a fost unul foarte bun și am auzit și din tribune foarte multe, foarte multe vorbe de laudă pentru ambele echipe. Cred că a fost un meci peste nivelul Ligii a 4-a județene, cu multe ocazii, cu goluri din care am ieșit învingători. În final, Arsenal Malul va întâlni surpriza Vântul Florești. Meciul se dispută sâmbătă de la ora 17, tot pe stadionul din Bolintin Deal.